Bună ziua! Astăzi, împreună cu invitatul meu, Baloc David, în vârstă de 10 ani, elev în clasa 4 la școala Horia din Cluj, Napoca, vreau să vă propun următoarea temă. Deschiderea Gambitul Regelui. Bună, David! Bună ziua! Ai folosit această deschidere? Da. Bun. Multă lume m-a rugat să fac emisiuni despre deschideri, deoarece aici cred ei că este secretul reușitei în șac. De multe ori am auzit expresia, știu să joc șac, dar nu știu deschiderile. Eu le răspund invariabil, da, așa este, știi să joci șac, dar nu știi deschideri, joc de mijloc și final. Din păcate, cuvântul deschidere nu este cel mai potrivit pentru a descrie începutul jocului de șac. Este doar traducerea din engleză a cuvântului open. După mine, cuvântul începuturile este mai potrivit. De exemplu, cei din Republica Moldova, în loc de deschideri, spun debut. Deci am încercat să vă explic toate aceste lucruri. Deschiderile nu sunt importante decât într-o mică parte, 33%, ele sunt doar construcția a ce urmează în continuare. Este ca în viață, după terminarea 12 clase, unii știu ce trebuie să facă în continuare, alții abar nu au. Înțelegerea mutărilor din deschidere este esențială, doar memorarea lor nu poate să ne ducă decât la o poziție pe care nu o înțelegem și nu știm cum să continuăm. Astăzi o să vedem cum se construiește deschiderea Gambitul Regelui. David, hai să vedem deschiderea. E4. Albul vrea să cucerească centrul. Da. Ce amenință albul? Dacă albul este lăsat. Amenință de 4. Bun, pune înapoi. E5. Negru răspunde cu E5, da? Negrul nu lasă pe alb să cucerească centrul. Da. Albul F4. Da. Albul oferă un pion cu scopul de a elimina punctul de rezistență al negrului. Da, și de asta se și numește Gambitul Regelui. Bun, negru cu ce răspunde? Nebun. C5. Da. Negrul își dezvoltă o figură. Da. Împiedică încă o dată mutarea de 4 și din cauza diagonalei a 7 G1 nu lasă pe alb să facă rocada. Foarte bine. Cal C3. Da, albul continuă cu cal C3. Ce face cu această mutare? Albul își dezvoltă o figură. Da. Apare pionul din E4. Da. Și controlează și câmpul D5, da? Nu lasă pe negru să joace D5. Bun. Negru cu ce continuă? Cal C6. Da. Negrul își dezvoltă o figură, da, apără pionul din E5 și controlează câmpul din D4. Bun. Albul mută F3. Cal F3, da? Cal F3. Ce își dezvoltă o figură, da, și oprește șahul supărător al damei din H4. Așa e. H4. Bun. Negrul mută F4. Bun. Spune-mi, te rog, dacă este o mutare bună. Nu este o mutare bună din 4 motive. Deci este o mutare greșită. Ia spune motivele. Mută de dor din aceeași piesă. Da. Ce mai face? Abandonează centrul. Abandonează centrul. Da? Și avantajele care decurg de aici. Da? Își pierde vremea. Își, da, pierde vremea cu un pion care nu-l poate păstra. Da? Și la mutarea următoare, dacă albul mută de 4, mai câștigă un tempo. Mai câștigă un tempo pentru că atacă nebunul din C5 și negru este obligat să mute din el. Să mute din nebun. Deci astea sunt cele 4 motive. Hai să vedem. Ce joacă albul? De 4. Albul câștigă un tempo, atacă nebunul și da, și și-a făcut centru pe care și l-a dorit din prima clipă. Ce mută negru? Negrul mută nebun B4. Încearcă să facă nebunul util din cauza și leagă calul din C3. Da, leagă calul din C3 de regele din E1. Ce joacă albul?
joacă nebun, ia la patru. Da. Albul își dezvoltă figură, da, și apără, și își recuperează pionul care l-avea minus. Da, așa este. Negru ce muta? De 5. Negrul cinci încearcă să îi strice centrul albului. Să distrugă centrul albului, da. Albul mută E5. Da, albul împinge pionul atacat. Albul împinge pionul atacat și incomodează calul să mute calul incomodează din G8. Dezvoltarea calului din negrului din G8 în F6, dar într-un loc foarte bun. Ce răspunde negru? Nebun ia la C3. Negrul vrea să-i strice structura de pioane albului. Da, cam așa decurge deschiderea gambitului regelui. Îți mulțumesc pentru ajutorul acordat. Atât pentru emisiunea de astăzi. Urmează soluția problemei precedente și problema emisiunii de astăzi. Soluția problemei precedente este albul mută, nebun, G5. Problema emisiunii de astăzi. Alb. Rege E1, dama D1, turn A1, turn H1, nebun C1, nebun F1, cal F3 și cal C3. Pion. A2, B2, C2, D2, E4, G2 și H2. Negru. Rege E8, dama D8, turn A8, turn H8, nebun C8, nebun C5, cal G8 și cal C6. Pion. A7, B7, C7, D7, F4, F7, G7 și H7. Enunțul problemei este: care este cea mai bună mutare pentru alb? Așteptăm răspunsurile pe mail la reșipion@tvr.ro. Cel care va răspunde corect la 3 din următoarele probleme ale emisiunii va fi invitat alături de mine la prezentarea unei lecții de șah. Vă mulțumesc pentru atenție, mult succes la rezolvarea problemei și vă aștept vinerea viitoare la ora 12:50 la o nouă emisiune. La revedere!